Ce-i, Toschi? Ce-i, dragă? Ce-i? Ce-i? Toschi. Ce faci? Unde-i Lili? Spune, unde-i Lili? Unde-i? Ia, uitați hainele cum stau. Le-am spălat ieri și astăzi urmează să le pun la loc. Am spălat haine în prostie în ultimele 2 zile. Da. Iar copiii dorm. Lili, cea care o vizitează pe Bia mereu de dimineață. Neața, Bia. Neața, Andrei. De ce tușești, mă, băiete? Doare gâtul. Te doare gâtul? Ai răcit? Ce-am visat azi noapte? Ce ai visat? Am visat că noi ne-am mutat la casa aia, la ta, aia în galbenă cu scări. Du-te, da. Ai visat și tu. Hai bine la mama. Hai bine la mama, Andrei, să vedem care-i treaba. Și tu ai avut un vis? Da. Ia să vedem. Febră nu ai? Oh, noroc. Ai răcit, dar unde ai răcit? Noroc. La gâtuț? Da. Da. Tu ai fost pisicuță? Eu fost pisică. Uite ce-i pe bluza aia ta, mă. Ce-i pe bluza aia? Ce-ai făcut? Cu ce te-ai stropit? Afară este foarte urât, înorat. Frig nu cred că este, pentru că ieri chiar a fost foarte cald afară. Au fost 12-15 grade. Primăvara a venit, dar astăzi pare că o să plouă. Iarba a început și ea să încolțească, copacii și ei sunt înmuguriți ca lumea, dar o să iasă frunzulițele cât de curând. Da. Da, mami. Eu fac pipi. Du-te și pe pipi. Să-mi trag și jaluzelele, de ce nu, pentru că vreau să am mai multă lumină, dacă tot stăm în casă, nu? Așa, avem și haine care le-am spălat și le-am pus la uscat pe scaune. Ce să facem? Bia, o somnoroasă. Tu, cum e să stai acasă? Urât. Ți-e dor de școală, așa-i? Da. Cam nașpa. Ne plictisim. Dar lasă, când dată avem treabă, stai tu liniștită. Da, o să punem să facem un ceai. Ia uite ce răgușită sunt. Ce e tu? Ce vrei? Neața, dragii mei, ce faceți? Neața! Suntem în baie, ne-am spălat pe față, ne-am spălat pe dinți. Dacă vă întrebați cu ce mă mai spăl pe față, este acest minunat săpun de la Dove. Îmi place mega, mega, mega mult cum spală fața. Ia uitați ce curată este. Ați văzut-o și pe Bia, ea se spală pe dinți. Și am zis așa, să începem, adică eu să încep vlogul prin a vă vorbi puțin despre treaba asta cu coronavirus, care este o problemă foarte gravă, adică este grav ceea ce se întâmplă. Între timp o să mă machiez cu voi, bineînțeles, trebuie să mă uit acolo. Acum mă dau cu o cremă care am primit-o de la prietena mea, Manu. Este o cremă adusă din Italia, este o cremă de zi de la firma Venus, este o cremă hidratantă, așa, și îmi place foarte mult că mi-intră crema asta rapid în piele și că într-adevăr se hidratează pielea. Mai dau și pe gât, așa, pe decolteu. Bun, bun, dragii mei, dragile mele. Nu am mai făcut un vlog, cred că de o săptămână nu am mai filmat, pentru că am tot lucrat zilele acestea și pur și simplu nu am avut puterea să filmez, deoarece am fost atât de, și suntem în continuare,
speriați de ceea ce se întâmplă. Nu mi-am găsit cuvintele să vă vorbesc, să vă spun ceea ce se întâmplă, de ce nu am filmat și astăzi m-am decis, pentru că mă simt mult mai odihnită, mă simt mult mai bine, sunt acasă, săptămâna aceasta nu lucrez nici la azil, nici la grădiniță, astăzi trebuie să merg la grădiniță să fac curățenie generală, pentru că s-au închis grădinițele și la noi, bineînțeles, de aceea trebuie să mergem să facem curățenie generală, iar la azil am o săptămână liber. Așa că profit, stau acasă, m-am izolat, suntem izolați, stăm în carantină, copiii, sunt și ei acasă, Bia nu mai merge la școală și la ea școala s-a închis pe o perioadă de 4 săptămâni, aproape o lună, cred că. În total, cred că o să fie undeva la 5 săptămâni, pentru că vine și săptămâna aia de vacanță Dar nu știu dacă o să mai avem la vară. Vacanță. E, ba da, pentru că vă v-au dat teme, să faceți teme și probabil că o să țineți legătura cu profii prin online. Așa, și da, astăzi m-am decis să filmez, să fac un vlog și să mai povestim, să vă povestesc care este situația la noi cu coronavirusul. Momentan este bine, doar că într-adevăr și la noi lumea este foarte, foarte panicată. Dar nu cu aia, Bia. Tu ai cremuța ta. Ți-am dat cremuța ta. Unde? Nu, n-ai voie cu aia. Aia e crema mea. Tu ai crema ta, Bia. Ba e, ți-am cumpărat. Mi-am spălat burețelul cu săpunul Dove. Nu am avut răbdare să-l spăl foarte bine pentru că vreau să mă machiez rapid. Să merg să pregătesc micul dejun pentru copii. Este târziu, este ora 9 și ceva, aproape 10. Ne este foame și de aceea vreau să mă grăbesc, să mă machiez, să nu stau să pierd foarte mult timp aici în baie. Prima dată o să îmi pun fondul ten de la Essence Perfect Liquid Makeup. Ăsta este unul care zice că e strong matte effect. Waterproof. Nu știu, eu l-am folosit de vreo săptămână și îmi place, e ok, rezistă pe față, se întinde bine, este ok fundul ăsta de ten, nu am ce să reproșez. Așa, dar haideți să revenim la ideea cu coronavirusul. La noi situația este pe cât se poate de normal, în sensul că lumea nu pare agitată, nu este panicată, nu umblă lumea cu măști pe față, cu mănuși pe mâini sau, nu știu, să vezi lumea isterizată la maxim de coronavirusul ăsta. Într-adevăr, se vorbește foarte mult, dacă dai așa un ochi în spate, îl vezi pe ăla că vorbește de coronavirus sau vecinii sau, eu știu, oamenii din jurul tău, toți vorbesc despre același lucru, despre coronavirus. Să revenim. Mă sunase Iubi între timp. Da, vă povesteam, vă spuneam de oamenii care nu sunt panicați, cel puțin aici în zona noastră. Nu aud să fie foarte speriați. Toți sunt optimiști, toți se zic că o să treacă, că într-adevăr este grav ceea ce se întâmplă, dar dacă te protejezi și urmezi normele de igienă, atunci ești protejat cât de cât. Nu trebuie să stai foarte aproape de cineva, să nu dai mâna, să nu te pupi, să încerci să fii cât mai la distanță de persoane și totul, cred eu că o să fie bine. Dacă te speli pe mâini de fiecare dată când faci ceva și nu duci mâna la gură, la ochi, la nas, mai știu eu pe unde, atunci ai mai puține șanse să te îmbolnăvești, nu știu părerea mea. La noi, la azil, treaba este destul de ok, de calmă, ca să zic așa, lumea nu pare deloc agitată. Toți bătrânii știu că există acest virus și că ar putea să intre acolo și să facă ravagi între ei și să se îmbolnăvească, dar totuși se păstrează calmi. Fiecare zice că cu voia lui Dumnezeu totul o să fie bine și ce vrea Dumnezeul, asta o să fie. Așa și noi gândim la fel, pentru că, sincer să fiu, nu văd sensul să mă panichez tot timpul și să mă gândesc că o să iau acest virus și o să mor sau mai știu eu ce.
ce vrea Dumnezeu, până la urmă suntem toți în mâinile Lui și depindem de ceea ce El o să decidă, dar eu cred că o să fie bine. Îmi pare foarte rău pentru ce s-a întâmplat în China, pentru cei din Italia, pentru cei din Spania, mai nou din Franța. Am auzit că iarăși sunt foarte multe cazuri, decese. În România, iarăși, treaba este destul de nasoală, pentru că toată lumea este izolată, este caz de urgență. Mie mama mi-a povestit că totul este închis, magazine, chestii de-astea, restaurante, locuri publice, toate sunt închise. Au mai rămas deschis doar, cred că, un supermarket, Carrefour, în Suceava mă refer, și îmi povestea aia că lumea se duce la cumpărături și intră câte 5, ies câte 5 și intră câte 5. Intrarea este păzită de niște polițai și au grijă ca să intre câte 5 persoane. Ies 5 persoane, intră 5 persoane. Fac cumpărăturile, cei dinăuntru dezinfectează tot și tot așa mai departe. Deci, da, într-adevăr, în România este caz de urgență. Toată lumea s-a izolat, stau în carantină, se protejează, bineînțeles. Ceea ce se întâmplă și la noi în Germania, cam au început să se închidă toate localele, școlile, grădinițele sunt închise, copiii mei stau acasă de începând de ieri, da, pentru că luni au mai fost și a temele, iar de marți s-au închis oficial toate școlile și grădinițele. Or să stea acasă, cred că vreo 4 sau 5 săptămâni, în orice caz, cam asta este perioada de carantină pentru toată lumea. Și de mers la lucru, lumea merge, se merge cu trenul, se merge cu autobuzul, deci lumea circulă. Nu am văzut să fie chiar așa liniște pe stradă, să nu mai vezi tu chip de om. Din contră, toată lumea circulă, toată lumea este activă, toți merg la munci, cum merg și eu, doar că săptămâna aceasta stau acasă pentru că am liber de la zi și asta mă bucur foarte tare pentru că stau acasă cu copilașii mei. Așa, mi-am dat fondul de ten, mi-am dat cu concealerul ăsta de la L'Oreal Perfect Match, acum mă dau cu pudră de la Maybelline, tot așa, Maybelline Matte Maker, ceva de genul. Îmi place că matefiază super tare fața și rezistă machiajul întreaga zi. Dacă mă întrebați ce e cu părul meu, să știți că este dat cu tratamentul acela pentru păr pe care l-am eu cu petrol și ulei de castor, iar la vârf m-am dat cu ulei de păr. Am eu un ulei cumpărat de la DM, îl știți voi, acela care este pentru tratarea părului uscat, tratament intensiv, și stau așa până după amiază ca să-și facă treaba. Vreo două ori, în mod normal, ar trebui să stau cu tratamentul ăsta, petrolul în cap, să mă spăl și apoi să îmi nuanțez părul din nou cu șampoanele acelea care le am eu pe roz și pe albastru, să-i mai dau așa o culoare. Nu îl vopsesc, îl mai las așa, după cum vedeți, la rădăcine deja îs la culoarea mea. Am zis să îl mai las, pentru că nu arată urât, adică atunci când îl spăl, îl coafez, chiar arată foarte bine. Zici că așa ai făcut el. Și de aceea am zis că îl mai scutesc părul meu și așa. În ultimul timp l-am cam chinuit. Bun, m-am dat cu pudra asta. Acum o să-mi conturez fața. Am eu tot așa, de la Maybelline, un bronzer, City Bronzer se cheamă ăsta. Este foarte tare bronzerul ăsta, dar eu nu folosesc mult bronzer, doar așa cât să conturez un pic pomeții, pentru că sunt foarte albă. Fondul ăsta meu de ten de la Essence este o nuanță
prea deschisă pentru mine, este undeva, ce nuanță este asta sau cum se cheamă, cred că este un ivory, ba nu, este un very vanilla, vanilla, egal. Și de aceea îmi conturez cu bronzer ca să nu par palidă. Da, și despre asta vă vorbeam, despre acest virus care pare să fie foarte, foarte grav. Eu zilele trecute am făcut așa un atac de panică, pentru că mă gândeam, na, eu lucrez cu oameni la zi, acolo toată lumea circulă, intră, vin tot felul de vizitatori de prin toate părțile și m-am gândit că risc să iau și eu acest virus. Și dacă se va întâmpla să iau acest virus, mă rog la Dumnezeu să fie totul bine, să trec cu bine peste acest virus și, nu știu, să mă vindec, deși eu încerc să mă protejez, să urmez toate normele de igienă, să mă spăl pe mâini de fiecare dată, nu dau mâna cu nimeni, nu mă pup cu nimeni, stau la distanță, dar na, se zice că virusul ăsta mai circulă și în aer și riști să-l iei chiar din aer. Dacă cineva a trecut pe lângă tine și a tușit și tu vii în urma lui, atunci riști să iei acest virus pentru că rezistă nu știu câte ore așa în aer. Iar cum ți-e dat? Adică dacă e să iei acest virus, îl iei, dacă nu, asta este. Deci cum ți-e dat? Noi acasă mai urmăm și un regim din ăsta de imunizare. Consumăm fructe, foarte multe lichide. V-am spus eu într-un vlog că noi bem, nu chiar în fiecare zi, lămâie cu ghimbir. Lămâia o congelez de cu o seară înainte, apoi a doua zi o dezgheț în apă călduță cu ghimbir, le bag la blender, fac așa ca un smoothie, le strecor printr-o sită și bem acest suc călduț cu miere, deci nu fierbinte, călduț, astfel încât să ne protejăm pe cale naturală de eventuală răceală, pentru că da, poți să fii răcit și tu să zici că ai virus, dar de fapt este o simplă răceală, sau poți să ai o gripă, așa, în mod normal cum se ia gripa și tu să zici că ai virusul. Da, nu știu ce să zic. De exemplu, noi acum suntem răciți, copii, adică Andrei este răcit, are așa un pic de roșu în gât, Bia nu, eu sunt răcită, am nasul înfundat, dar nu am virusul în mine, pentru că dacă l-aș fi avut la modul cum lucrez eu la zi, în fiecare zi, și dacă ar fi fost virusul ăla deja introdus acolo în azil, ar fi trebuit deja să am simptome, să tușesc, să am tuse seacă, să am febră, dar deocamdată nu. Doamne ajută să nu se întâmple lucrul acesta, să nu iau acest virus. Vă spuneam că acum 2 zile făcusem așa un atac de panică, pentru că citind tot felul de știri de pe Facebook, de pe YouTube, de pe Instagram, am văzut că într-adevăr este foarte grav ceea ce se întâmplă. Lumea, în toată lumea este panicată la modul extrem. Sunt foarte, foarte, foarte speriați. Și bineînțeles că m-am speriat și eu la câte am citit și tot felul de cazuri și mai ales că dacă ești cu sistemul imunitar slăbit sau ai o boală și așa, riști să mori. Deci nu este deloc o glumă, deci este chiar ceva foarte grav și vă spun sincer cu mâna pe inimă că suntem foarte speriați și noi, panicați, așa ca să zic, dar totuși încercăm să ne menținem calmul, pentru că altfel ce am putea să facem, nu? Să stăm mereu speriați și na, stăm în casă, ne izolăm, nu mai ieșim nicăieri, nu ne mai întâlnim cu nimeni. Doar unul dintre noi merge să facă cumpărăturile. Până ieri am mers amândoi, dar de începând de azi doar unul dintre noi va merge să facă cumpărăturile.
pentru că, nu știu, e mai bine așa. Apropo de cumpărături, dragii mei, peste tot aici în zona noastră unde stăm noi, rafturile sunt golite de hârtie igienică, conserve, făină, săpun lichid, dezinfectante, deci nu mai zic, nu mai găsești nicăieri așa ceva, totul este golit. Și noi, sincer să fiu, mai avem un box de hârtie igienică și cam atât. Nu știu ce o să facem dacă ăștia nu mai alimentează magazinele cu hârtie igienică. Hai că să pun, mai avem noi ceva rezerve și la alimente, în sensul că făină mai am ceva, deci cam pot să zic așa că am ceva rezerve. Dacă nu o să mai găsim, atunci o să aplicăm metoda, o să ne spălăm. Și asta este, nu avem ce să facem, pentru că dacă nu mai găsim hârtie, na. Spuneți și voi ce am putea să facem, nu? Ne spălăm. Și cu asta basta. Acum o să-mi aplic rimelul de la Maybelline. Falsh Vimpern, ci că poate îl știți și voi. Așa. Eu am zis că nu stau mult în baie, dar văd că am deja 14 minute când sunt aici și mi-este o foame de lup, nu mai pot. Mă roade stomacul. Mă duc să fac niște ouă fierte, cred că, sau niște ouă prăjite, nici nu știu. Cu ceva brânzică, roșii. Și cam asta o să fie micul nostru dejun. Astăzi intenționez să fac curat în casă, să-mi așez hainele, pentru că ați văzut, am o tonă de haine pe care trebuie să le pun la locul lor, haine spălate și... Na. De curățenia generală în camera voastră. Dacă toți stăm închiși în casă, ne găsim ocupație, nu? Dar și ce ștergi acolo? Uite, șterg cu clor tocul la ușa noastră, îl albesc și cum arată patul. Și îmi dau seama că chiar se curăță, știi? Ia uite ce frumos și-am arată patul. Și peretele aici, că era tot negru așa. Am văzut dintre la care e radieră, care șterge, uite cum arată. Wow! Și clor din ăsta. Bine, că pun câte puțin, știi? Păi și de Și ce s-au uite, făcut așa da, uite, buretele? uite deci tu ce albă-i, vezi? Da. Deci șterg ăsta tocul, după aia îl tâltesc frumos. Nu ți-ai pus mănuși? Da, nu, că Nu se simte. nu se întâmplă nimic. Las așa un pic să se albească, știi? Așa. Am luat toate... Dezinfectăm tot. Dacă Am suntem luat în toate carantină, tablourile dezinfectăm tot. și acțibilele. Facem o modificare aici în cameră la voi, ca să aveți mai multă lumină și mai mult spațiu. Asta trebuie să-l copiez.
Da, scoate trebuie și să... de pe ușă toate. Oh, nu. Ți le pui la tine acolo, Bia, hai. Scoate tot că... Nu! Scoatem tot. Dar asta chiar îmi place și ăla de sus. Ia uite cum se duce, vezi? Radieră e asta, chiar că e radieră. Pe trebuie să-l mai cumpărăm, să mai luăm. Da, 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 uite ce fain curăță, vezi? Și de unde l-ai luat? Și curăță și pereți, curăță tot. Ăsta. Tosca. Duce-o scriata Andrei. Se duce. Șterge. Tadam! Ca... Uite, și ăsta trebuie luat. Ăsta trebuie luat. Uite, mama, uite, am găsit aici luminițe. Punem trebuie. Luminițe să punem așa pe pat ca să se... Da. Să nu se vadă zgârieturile. Și punem aici. A, ăsta trebuie să-l mai scoatem. Da, nu mai ai burete. Ce scrie aici? Doamne. A, și... Da. Ok. Ce faci, mă? Ce faceți aici? Eu am părul lung. Da? Vrei să fii o Elsa? Nu. Nu? Rapunzel. Rapunzel. Ia uite ce lung e. Așa. Dă-l pe jos, Bia. O grămadă de păr cade pe jos. Tu ce faci, mă, acolo, mă? Mică. Cum tu nimic? Ai la fel păr? Ia uitați ce avem aici. Dragii mei, este 20:20. Eu m-am apucat de treabă în cameră la copii. Vreau să fac niște schimbări majore pentru că, nu știu, la un moment dat mi s-a părut așa foarte încărcată camera și cineva mi-a spus într-un comentariu la un vlog că Bia nu are suficientă lumină pentru măsuța ei, pentru biroașul ei și atunci m-am decis să fac ceva în privința asta pentru că într-adevăr are dreptate. Biroașul ei stătea aici în colțul ăsta lângă pat și era ferit de lumină. De aceea Bia tot timpul căuta să-și facă temele undeva pe aici, pe jos, ca să poată să vadă. Nu mi-am dat eu seama, dar acum, da, mi s-au deschis ochii mari. Și o să fac această schimbare, o să iau biroașul vie și o să-l pun aici în fața geamului ăsta mare. Am avut și niște buline așa imense pe geam, știți voi de acele buline pe care le-am lipit noi, nu de, adică am trecut, le-am lipit. Și practic acelea închideau lumina și astăzi le-am dat jos, o să curăț geamurile, o să... Facem toată treaba asta, o să schimbăm aici fain frumos. O să mut și comoda asta, habana, nu știu, cred că o să pun aici undeva lângă dulap, iar casa biei o să o mutăm, cred că, în locul biroașului. Deci o să fac așa o chestie, o schimbare așa majoră, cum am mai spus. Lăzile acestea de plastic în care se aflau lingeriile de pat, o să le folosesc acum pe post de jucării, de loc de depozitat jucăriile, pentru că sunt într-adevăr foarte multe jucării de a lui Andrei și mai are și Bia o grămadă de chestii. O să le băgăm toate în lăzile astea și o să le punem sub pat, astfel o să facem mult mai mult spațiu și o să fie mai... Nu știu, mai luminos, mai frumos. Plus că patul ăsta, mă gândesc să îi pun Biei o perteluță roz, așa am eu un beige, ca un fel de baldachin, așa ca să îi creez intimitatea ei, să stea acolo liniștită, să poată să-și citească cărțile ei. Și la Andrei o să-i pun niște beculețe aici sub pat, să-i fac așa ca un... un cer din ăsta plin cu stele, pentru că lui îi plac luminițele și m-am gândit să-i cumpăr o instalație genul ăsta așa, poate găsesc ceva cu
cu steluțe și să-i fac și lui intimitatea lui aici, pentru că am văzut și caută un locușor numai a lui unde să stea liniștit, să doarmă sau să se joace. Și o să fac ceva în privința asta, nu știu exact ce, dar aștept să vină iubii de la muncă, pentru că el are cheia de la beci. Eu nu pot să mă duc în beci, că nu am cu ce, nu am cheie, bineînțeles, și aștept să vină el să-mi aducă ce am nevoie de acolo, să-l trimit la cumpărături. Până una alta eu am să mă duc la grădiniță să fac curățenie, pentru că, da, și astăzi, din păcate, trebuie să mergem acolo să curățăm, să facem așa o mică curățenie generală, așa, și am să vin să continui cu Iubi, să mă ajute și el să mută ce am nevoie pe aici, pentru că sunt destul de grele, iar eu singură nu cred că o să pot. Și cam asta este. Astăzi o să facem așa. Ne-am pornit de fapt într-o curățenie generală, dacă tot stăm acasă și nu prea ieșim noi afară. Am zis să profităm și să ne apucăm de curățenie generală. Începem cu virgulă camera biei, apoi o să continuăm cu bucătăria, încet încet, la sufragerie prea multe nu am de făcut și na. În fine, să șterg geamurile, pentru că oricum vine primăvara, de fapt a venit primăvara, dar așa, o curățenie de primăvară. Și o să filmez în fiecare zi câte un pic, să vedem ce o să iasă. Nu o să fac filmulez în acela Clean With Me, pentru că asta ar însemna să fac totul într-o zi și nu o să reușesc. În schimb, o să fac vloguri. Iar în vlogurile astea o să vedeți cam cum facem noi curățenie, ce mâncăm, ce fac copii și, bineînțeles, să mai vorbim și despre acest virus, care, din păcate, este foarte periculos. Situația este destul de gravă și aici, în Germania. Săptămâna asta stau eu închisă în casă, dar cealaltă săptămână trebuie să merg la muncă și mi-e o frică de mor. Vă spun sincer, deci mi este foarte frică, mai ales că eu lucrez și cu oameni, nu știu ce să zic. Mă rog la Dumnezeu să fie totul bine și să ieșim cu toții sănătoși din toată povestea asta urâtă, coșmarul ăsta. Mie mi se pare că este un coșmar care a început așa dintr-o dată și pare că nu se mai termină. Toată lumea așteaptă ca să se termine. Andrei, ce faci acolo, mă? Ce faci acolo? Copiii mei își inventează tot felul de jocuri pentru că se plictisesc. I-am lăsat și la desene, dar le-am spus să închidă televizorul, pentru că chiar să se uite toată ziua la desene nu vreau. Adică să mai facă și altceva, să mai citească, să mai joace, Andrei să mai deseneze, să... Și văd că și-a luat suportul ăsta în care punem noi tot felul de lucrușoare și a pus el jucăriile. Da. Pentru prânz habar n-am, nu știu ce o să gătesc. Am eu niște grătăreli de duminică și o să fac, cred că, un piure. Este ora 3 fără, mă apuc acum să curăț niște cartofi rapid, să fac un piure și să mâncăm. O să fac, cred că, și o salată de roșii cu ceapă verde, că mi-am cumpărat alaltă ieri și de ce nu. Apoi o să mă duc la grădiniță. Termin acolo treaba și revin acasă pentru a mă ocupa în continuare de camera copiilor.
Este ora 8:20. Ne-am gândit să mâncăm niște prăjitură cu afine și brânză. Asta am cumpărat-o de la Netto zilele trecute. Am vrut să o mâncăm noi, cred că duminică, dar nu am mai reușit. Am pus-o în frigider și am uitat de ea, așa că astăzi am găsit-o. Am zis să o mâncăm totuși, că să nu se strice. Ia să vedem cum arată în interior. Deci pentru 4 persoane ajunge. Ia uitați. Nu se vede ce, cine știe ce, că este pusă într-o caserolă din asta. Afinele se văd. Abia aștept să mâncăm niște păștiște. Hei, ce aveți? Vă filmez în direct când vă bateți? Ai văzut Bia? Lili, tu ești nervoasă, dragă, ce ai? Și tu la fel. Tocmai aici am venit la grădiniță. Am băgat 2 ore de curățenie generală în toate băile. Rezervele noastre pentru perioada asta de carantină. Avem o grămadă de lapte, sucuri, fructe. Avem și ceva cartofi acolo jos, ceva legume. Lămâi, am luat cele mai mari lămâi posibile pe care le am găsit. O să le congelăm să țină cât mai mult, să putem face suc din ele. Și cam atât. În rest, prea mare lucru nu am cumpărat. Avem niște conserve, ceva pe desubt de fasole și din astea sucuri de roșii și cam atât. Sunt cam transpirată. Dar asta este, se subînțelege, pentru că eu am venit tocmai de la curățenie. Și da, ați văzut în camera copiilor, facem deja schimbări radicale, am schimbat și un pic pe acolo masa Biei, comoda. O să vedem cum o să aranjăm în cele din urmă. Sunt mega obosită, să știți. Pentru că toată ziua am lucrat astăzi, am zis că o să stau liniștită zilele astea, dacă tot sunt liberă de la muncă, să stau liniștită să mă odihnesc, dar din păcate mi-am găsit treabă, mi-am găsit să fac și curățenie general acasă, dar și la grădiniță, pentru că acolo na, se profite de faptul că toți copiii sunt în carantină și atunci nouă ne-au spus că să facem curățenie generală, în fiecare zi să curățăm ceva și cam asta este treaba, deci nu o să stau liniștită săptămâna asta, tot o să muncesc, dar sper să nu mă agit foarte tare, pentru că vreau să nu pierd din imunitate totuși, chiar mi este foarte frică de virusul ăsta și aș vrea să mă mențin cât se poate de sănătoasă în cazul în care se nimerește să iau acest virus. Da. Ce aveți, măi? Ce aveți? Stai să vezi cum mă bat cu Lili. Ia să vedem cum vă bateți voi. Nu uite, dar te urmărește, fii atent. Mamă, dar ce-o sărit! Mamă, ce fain o sărit, jur! Tu, dar ce fain sari, nebuna! Păi ea vine în bață! Tu, Găseanu, tu! Uite la ea, Găseana! Uite la ea, Găseana! Da, o Găseană care s-a lindă și acum se tăță pe ea iubită, ea tăță pe ea iubită, ea ce nas roșu are. Și așa la altă vrea și ea iubită, de ce nu? Nu te pune tu pe lenjerie, tu! Nu te pune, stai acolo așa, stai bine. Da. Mi-am pus centură pentru că mă doare foarte tare spatele și am zis că asta o să mă ajute și chiar mă ajută. Mă ține foarte bine și pot să îmi fac treaba liniștită. Nu știu dacă astăzi o să mai facem ceva, dacă o să mai terminăm acolo în cameră. Cred că o să punem baldachinul și luminițele, o să fac paturile la copii și cam atât. Da, ba nu, nu cred că facem noi paturile, pentru că voi o dormiți aici în sufragerie, pentru că în cameră miroase foarte tare acolo, pentru că eu am dezinfectat asta toată ziua, am șters pereții, ușile, mobila, tot cu clor. N-aveți? Bravo!
Ce mi-au făcut, nu știu dacă vedeți. Da. Și miroase foarte tare a clor, așa că copiul să doarmă aici în sufragerie. Asta este, o să las geamul crăpat să se aerisească pe timpul nopții, pentru că afară este foarte cald, deci curios, este 15 grade, este așa un aer de primăvară-vară, ca să zic așa, curios, deci trebuie să avem grijă, pentru că foarte repede putem să răcim. Eu deja mă simt așa un pic răcită, nasul o l-am deja înfundat, bine, un pic aici în gât mă cam doare așa, dar asta nu e nimic pentru că am băut apă rece, așa, și în rest, cam asta este. Da. Să vedem ce o să mai facem noi mâine. Că, dragii noștri, o să încheie acest vlog. Sper că v-a plăcut ceea ce v-am arătat, schimbările pe care le-am făcut în cameră la Pia și nu știu, așa cam cum ne-am manifestat noi astăzi, deci este prima zi de carantină, ca să zicem așa, și o să filmez în fiecare zi să vă arătăm ce facem noi în perioada aceasta, cum ne manifestăm, cum trăim, cum mâncăm. O să mergem și prin magazine ca să vedeți cum se manifestă oamenii, ce fac, dacă rafturile continuă să se golească și multe altele. O să vă ținem la curent cu tot ce se întâmplă aici în Germania. Deocamdată este așa de așa, v-am povestit, nu are sens să mă lungesc. O să continuăm cu știrile în fiecare zi, să vedeți care este treaba și aici în Germania. Așa că v-am pupat tare, dragii noștri, și ne revedem mâine. Mm-hmm.